Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Mi-e fugit de mă, dăm full screen. Na, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod minunat de gameplay. M-am hotărât să încerc jocul ăsta, să vedem ce prime impresii are Cotrin Bradea despre acest joc. Se numește Ghost of a Tale și descrierea jocului a fost că tu joci rolul șoricelului Tilo, care e un fel de trubadur. Și Tilo o să pornească într-o aventură perilous, care nu știu cum se traduce, dar probabil cu sensul de nemaipomenit. In the beginning was the green flame of force without conscience, consuming all in its path. Adică eu când mi-e foame, the creatures of the world fought back, but one by one they fell, only to rise again as puppets of the emerald fire. It was the rats alone who stood and fought. Until at last, at Periclave, the green flame was extinguished. Deci au devenit toți oamenii un fel de zombie din cauza flăcării și noi cu... Mera. Și noi cu șoricelul Tilo, Mera, where are you? Cine e Mera? Bun. Ia uite șoricelul ce frumos e. A, s-o trezit din somn și gata de aventură. Autosave done. Bun, șoricelule. Sleep? Nu mai trebuie sleep. Brad, putem da click? Your health is low, press tab to access your inventory and eat. Bun, ăsta e, jocul e un RPG, deci, da, role-playing game, uite, food aici, probabil click dreapta, cum se face? Made of potatoes and chalk, inspect, eat, drink, ia uite așa. Un și crește viața, hai să mâncăm și mărul ăsta. Bun, o crescut viața acolo în colț. Jocul, books, your songbook, written and compiled over years on the road. Jocul costă 15€ pe G2A, 20€ pe Steam, dacă vreți să luați. Bun, stai, chamber pot, ce e asta? The chamber pot is empty. Nu-i baie mere, bazin? Nothing inside. Și mie care mi s-a părut că o lua ceva de acolo. Cum ieșim acum? It's locked. Ce trebuie să facem? Apple core? Find me, cover your tracks and move unseen. Escape your cell. Am primit quest. Cell key, ok. Ok, am primit, gata, șoricelul va scăpa. Exit the jail. Yeah, să nu spui am o pula mea că ne putem și îmbrăca. Echip. Ah, și-am schimbat-o cu asta. Care e mai faină oare? Asta că e mai colorată. You need a key for that. You have attracted a guard that's quick. Go to the chest. Ai de pula mea, dar cine dormea careva? Stai că ce-o zis? Ai de pula mea, mă cac pe mine. Ce trebuia să fac? Uai, de capul meu, e acolo garda. Să mă ferești de gardă, nu mai vreau. Ai de pula mea cât e ăla. Ufută-mă, Dumnezeu. Și eu cum pot să mă lupt? Ăsta-i stealth-ul. Am înțeles. Hai încoace, șobolanule. Vreau să scap din închisoare, frate. Și nu o să mă poți opri. Sunt un șobolan stealth. Adică eu sunt șoricel. You can run away really fast. On all fours. Hold left shift to sprint. Ok, o să fug atunci. Hai de capul meu, dar mi-e frică, bă. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce era acolo? Sau era de ajutor? Halo? Am căzut în apă. Cine ești tu? Old pirate frog? Ferret's balls! What do you think you're doing, mousey? Barging into my cell uninvited? Do you know who am I? Because I have no idea. You don't know your own name. No, wait. Harold Redwhiskers, that's it. Harold Redwhiskers, least I was. Navigator of the lake, which under Captain Otto Podderkeg. Continue. So you've come to rob me, have you, you little scrunt? I'm sorry, of course not. Two things I can't stand, the smell of mice and the smell of lies. Futu-ți morții mătii de broască. What'll it take to get your stink out of my cell? Please, I need your help. Is that right? And what's in it for me? I have nothing to give you. Ah, but you do. Down the corridor, the sleeping guard. I need you to strangle him. Wait, what, why? Because he called me a pirate. But aren't you a pirate? Ah, yeah, and I'm proud of it. But it was the way he said it, like being a pirate's a crime. But it... Isn't it a crime? Ah, yeah, it is. And I'm not ashamed of... Ce pula mea e de regulă cu broasca asta? Then why would you want to kill him? Because he called me a pirate. That's terrible. So you'll do it then. Let me see what I can do. Har har, come on lady. I'm pulling your leg. I'd never ask you to do something like that. I'll do it myself when the time's right. Why don't you just steal a bottle of rot gut?
For me then, and I'll see what... Ok. Ok, dar de unde-i găsesc lui ăsta Rotnuk? Am cumva quest-uri. Cum văd quest-urile? Q, nu? Kappa? Log? Nu? Na, bine, nu știu. Ok, atunci tot ce trebuie să facem e să găsim... Ce frumos este pe aici, pe la voi. It's really dark in here. Voi scăpa din această pușcărie. Halo? Ah, e acolo. Acolo, pe ăla trebuie să-l sugrum? Sau să-i aduc? Hide? Ok, am înțeles. Dar nici nu se vede acolo. Bun. Haide să mergem cu șoricele atunci și o să încercăm să-l sugrumăm pe... Try to sneak. Dar asta făceam în pula mea. Astea tot îmi dau tutoriale și lasă automat de click dreapta și atunci face pași. Ce-am făcut? Ai de capul meu. Stai că trebuie să iau sticla de rom. Gata, am luat-o. Lasă-mă în pace, creatură. Ascunde-te. De ce nu pot? De unde știi că sunt aici? De unde știe? Închide ușa. De ce nu poți să închizi ușa? Pe unde ajung? Unde am ajuns? Dor. Without a key, it's hopeless. O, nu! Să fiu oare prins! Ah! Ah! M-a lovit atât de tare. Hai de capul meu. Unde naiba mă ascund? De ce nu pot? Așa, mă, așa. Uai, Doamne ajută, sper că nu mă vede aici. Hai de capul meu. Normal că nu mă vede. Fută-mă, Dumnezeu! Asta e logica, problema mea cu jocurile de stealth. Eu nu mi-aș fi putut închipui că să mă ascund aici cu capul așa scos în afară, o să-l facă pe gardian să plece. O să-i duc sticluța înapoi, lasă-mă în pace. Aha, acolo. Bun, hai că bine, sper că nu se trezește garda dacă fugam pe aici. Ți-am adus sticla! Boșorocule, tell me, was it you that helped me escape my cell? What do these chains tell you, Mousy? Does it look like I could help you escape? I suppose not. Ah, yeah. And I wouldn't if I could. Here, the bottle you wanted. Good. Bun, i-am dat. Good, now pop the bottle's neck twixt my lips. With a deft flick of his head, the frog sends the bottle spinning across his cell, where it shatters into pieces against the wall. I've done what you asked. Now, will you help me? I gave you my word as a pirate, but I suppose I can make an exception. What is it you want? I'm looking for someone. Mera, my wife. Is she a mouse? Ah, yeah. Have you seen her? Let's see. Perhaps last week. No, that was you. It's not easy. Okay, I should go farewell. Don't let the door snap your tail. No bun. Ai de cap, trebuie să trec așa foarte încet pe lângă ea? Probabil că da. Bun. Și acum, the screaming door. If you only had a key. Ok, hai că o să încerc să mă strecor lângă el. O să încerc să mă strecor lângă domnișor. Lângă domnișorul. Lângă domnișorul. Și o să încerc să-l buzunăresc. Sper să nu se trezească. Pot să te buzunăresc. Hai de pula mea! Am murit! Atât. M-a omorât. Ai de cap, dar mă aude și când mă strecor pe lângă el, mă. N-ai cumva cheia pe lângă tine? Nu? Bine. Ai de cap meu cât de aproape a fost. Yellow bug. O să te mănânc mai încolo. Bun, dar cum deschid asta? Without a key, it's hopeless. O văd, e la el acolo. Ok. O să mă duc încet. Și când mi se arată ocazia, nu pot să o iau. De ce nu pot să o iau? Trezește-te! Am luat cheia! Hai de pula mea! Cred că am luat cheia. Nu stai aici. Dă-mi cheia că te prăpădesc! Ah! Hai de la mine! O să-ți iau cheia! Ah! M-a lovit! Ok, haide! Trebuie să iau cheia monstrului. Trebuie când atacă. O să iau cheia.
You have acquired the screaming door key. Și-am murit apoi. Să dau cu sticla. Haide că pe ăla am ratat. Ia asta. De cu sticla. A mea trece sticla prin el. Trebuie să-l buzunăresc, asta e ideea. Ia-i cheia, ia-i cheia. Nu! Ah! Ah! Cum mă iau cheia aia din buzunar? Cum mă iau cheia din buzunar? Am închis ușa. Am scăpat, am scăpat. Dar până când? Până când? Lasă-mă în pace, gardianule! Ia-i cheia! Da, vezi, dar durează prea mult. Văd că trebuie să mănânci mult ca să ai energie plină să alergi. Cu cât ai mai puțină viață, cu atâta poți să alergi mai puțin. Am luat-o, am luat-o, am luat-o! Trebuia doar să mă ridic în picioare. Bun, hai că bine, cu cât îți mai departe, cu atâta crește mai greu bara aia de detecție. Până la urmă chiar de fel. Ba da, foarte puțin. Bun! Și trece mai departe. Adio. Bun. Bun, mă simt genial. Nothing inside, super. Ascunde-te. Probabil garda o să treacă pe lângă mine. Fută-vă, dracu, urât sunteți șobolanilor. Eu sunt un șoarece frumos. Unde-i pula mea să mă ascund? Hide. Nu mă văd, așa-i? Nu mă văd, e fel. Hai că n-aud să vină garda. If you only had a key. Ba, vine, vine. Hai să verificăm dacă ăsta are cheie la el. Are? Pe partea asta n-are. Probabil găsim în altă încăpere. Trebuie să așteptăm să treacă și o să intrăm în ușa aia de acolo. Hai, du-te, pâlea, că eu nu sunt aici. Bun, ieși. Șoricel. Șoricel deștept. Poți să închizi ușa, șoricel deștept. Ce găsesc aici? Grâne! It's locked! O să dorm. There's no time to sleep. Am văzut acolo un scaun care se poate lua. Deci cred că trebuie să pui scaunul acolo să sar să iau cheia după aia. Ai de cap, dar sunt fricoșător, mă. Eu căsu șoricel atâta și ăștia că sunt așa de mari, mă înspăimântă să-mi bag pula. Bun. Stul, da? Ai de cap meu, oare am timp? Până vine ăla. Vai de capul meu, greu se mișcă. Pune-l jos. Urcă. Sări, ia cheia. Bun. Pleacă. Bun, am scăpat. Bun, și acum stick. Câte stick-uri putem lua? Luăm să fie pe... you can't carry any more of this type. Ala-i. Ala-i, din prima. Bun. Și acum șoricerul Tiloș va continua aventura. Ce e aici? Un chest? Pirate's belt? Avem pirate's belt. Ia, hai să vedem aici. Bun, ca un pirat arătăm acum, într-adevăr. Oil jar, your lantern is already filled up. Bun, și acum văd un șobolan acolo în colț. Hai de pula mea. Ah, mai unul și sus. Hai de cap, eu sper să nu mă vadă. Am văzut faza asta în trailer, cred că trebuie să-i aruncăm butoiul peste cap. Dar stai să așteptăm să se îndepărteze ăla. Sau? Că probabil trebuie să luăm cheia de la el. Are cheie. Are cheie. Ia-i cheia. Silent door key. Bun. Bun, e bine. Și acum, ai de capul meu. Sper că ăsta nu vine până jos. Vai de capul meu, m-am căcat pe mine. Liniștit, du-te numai, că nu-i nimica ce să vezi. Și cum trebuie să trecem pe lângă ăsta? Vai de capul meu, cred că la fix. Cred că o să salvez aici. Și dau o fugă. Hai de pula mea. Ne-au văzut? Cum deschid asta? Door level. Bun. Ce se întâmplă? Ăla vine după noi încă? Băi, plin aici. Hai de capul meu, hai. Nu pot, nu pot că e cineva.
Hai de capul meu! Păi și unde să mă duc atunci? Hai de pula mea! Spune-mi că aici mă pot ascunde! Spune-mi că mă pot ascunde! Hai, nu pot! Că cei mă urmăresc deja! Bun, aici trebuie să fac o manevră evazivă. O manevră, două manevre. Bun. O să salvez. You cannot save, că-s căutat. O să scap pur și simplu. S-a închis poarta pe mine. Sunt un șoarece pierdut. Nu. Păi și până când? Tăți vin după mine? Bun, m-am ascuns. M-am ascuns. Doamne ajută. Sper că nu-i nimeni. Bun, mor pierdut. Să nu cauți în cutie că mă cac pe mine. Da, oameni buni, deci ăsta e jocul Ghost of a Tale, în care văd că șoricelul ăsta trebuie să scape din închisoare. Nu știe cum a ajuns aici și trebuie să-și găsească soția și probabil mai încolo și fiul. V-ați spus să-l puteți găsi pe Steam și pe G2A 15-20 de euro costă dacă vreți să-l jucați. Eu sper că v-a plăcut episodul. Nu știu, mie mi-a lăsat o impresie plăcută. Deci mie nu prea îmi plac jocurile astea care te obligă să fii stealth. Îmi plac jocurile alea care, chiar dacă poți să le treci și stealth, cum e Dishonored, de exemplu, te lasă și să te bați dacă vrei. Păi și o bolă de 2 metri și noi ușoară, ci de 25 de centimetri. Eu v-am pupat, oameni buni, sper că v-a plăcut episodul și ne vedem data viitoare. V-am pupat!